Bună, draga mea! Sunt Lunaala! Personalitate fermecătoare care îți sărbătorește ziua de naștere la 13 mai, ești înțeleaptă, practică și pragmatică. Sub aspectul plăcut și politicos se află o voință de fier și o înțelegere profundă a propriei valori. Știi în mod clar ce dorești în viață, ai dedicarea și perseverența necesare pentru a atinge dorința. De vreme ce tu pari a fi mai deschisă decât ești cu adevărat, puțini oameni înțeleg că ai nevoie de putere și recunoaștere. Tu te poți bucura adesea de o mare popularitate în societate. Cu ușurință poți ieși în evidență fără a recurge la trucuri, poți obține recunoaștere și succes, care sunt date altora doar prin muncă incredibilă. Din nefericire, o asemenea ușurință în atingerea obiectivului uneori provoacă reproșuri de la ceilalți, care sunt gata să te acuze de o atitudine superficială și de neglijență față de viață. Tu poți avea un impact semnificativ asupra celorlalți. Acesta este motivul pentru care ar trebui să iei în considerare cu atenție posibilele consecințe ale acțiunilor și declarațiilor tale nu întotdeauna plăcute. În plus, ai capacitatea de a-ți transmite gândurile nu numai prin vorbire, ci și prin prezența fizică. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități: rezistență, concretență, liniște, tandrețe. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este că simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus îți dă dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici, dar există și o parte reversă a monedei. Datorită influenței lui Venus, poți suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale, pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă, astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și pentru abilitatea de a manevra bani. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic și de a fi generoasă. Ești pragmatică, carismatică, puternică, fermă pe picioare, interesată în primul rând de viața reală, atentă și inteligentă. Ești plăcută în comunicare și foarte utilă, dar adânc în jos ești încrezătoare în tine și știi cu fermitate ce vrei de la această viață. Ai o voință foarte puternică și o energie inepuizabilă, ești încăpățânată și te îndrepți metodic spre obiectivul tău. De fapt, sociabilitatea și deschiderea ta sunt doar o mască, ai un fundal dublu. Dorințele tale secrete, pe care puțini oameni le ghicesc, sunt ambiție, sete pentru bani și putere. Tu rareori reușești să faci față singură problemelor financiare. De aceea este util să te consulți mai des cu prietenii și să recurgi la ajutorul unui profesionist contabil sau economist. Adevărat, neglijezi îndatoririle și necazurile practice, ești mult mai ocupată de propria ta persoană și rolul pe care îl joci în viață. Pentru tine călătoriile și orice formă de mișcare sunt extrem de atractive. Depresia te poate prinde doar în momentul nepopularității, când ți se pare că ai stat într-un singur loc. Succesul în muncă pentru tine este asociat cu excelența îndemânării, pe de-o parte, și cu persistența sporită în atingerea scopului, pe de altă parte. Cu toate acestea, însăși tu împiedici creșterea profesională. Adesea aceste lucruri devine cel mai mare obstacol în viața ta. Tu trebuie să reziști tentației de a te odihni pe laurii dotărilor naturale. Poți avea totuși tăria de a merge spre autoîmbunătățire, alegând responsabilitatea. Adesea, un catalizator sau un punct de cotitură în viața ta devine tragedie sau o criză gravă, ca urmare a faptului că a fost nevoie să-ți schimbi viziunea sau atitudinea față de realitatea din jur. Dacă nu se produce un astfel de eveniment în viața ta, o înțelegere diferită a esenței evenimentelor vine mai târziu, cu ani și experiența, dar neglijența și ușurința rămân caracteristicile tale semnificative. Te distingi față de alți nativi din Taur prin astfel de trăsături speciale, pământenia, dependența și senzualitatea. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 13 mai soarta ta? Te bucuri de iubire și simpatie universală și nu faci niciun efort pentru asta, norocul plutește în mâinile tale. Ceea ce realizează ceilalți cu mare dificultate, tu reușești cu ușurință. Aceste lucruri poate provoca invidie și condamnare de la prietenii și cunoștințele tale, care te pot eticheta ca neatentă și superficială. Acțiunile și cuvintele tale au o influență puternică asupra celorlalți. Prin urmare, trebuie să fii mai atentă în evaluarea evenimentelor actuale, uneori un cuvânt aruncat ocazional de către tine poate da o lovitură puternică interlocutorului. În același timp, prietenii tăi pot fi conștienți de atitudinea ta față de tine însăți, deoarece pentru tine nici măcar nu trebuie să-ți deschizi gura. Cu tranzacțiile financiare nu ai nicio legătură, ceea ce duce la rezultate dezastruoase. Aici ajutorul prietenilor sau specialiștilor îți va fi util, dar tu vei considera că sunt mai presus de demnitatea ta. Problemele imediate și treburile casnice ți se par nevrednice de atenția ta. Tu acorzi o mare atenție pentru tine însăți și pentru poziția ta în societate. Ești pasionată de călătorii, lipsa de mișcare pentru tine este echivalentă cu o oprire în dezvoltare, ți se pare că viața trece pe lângă tine. Tu îți îndeplinești munca conștiincios, scopurile stabilite de tine îți hrănesc efortul și diligența, dar această avansare este împiedicată de dorința ta de a învăța ceva, deoarece ar servi ca recunoașterea superiorității cuiva asupra ta. Tu trebuie să-ți iei propriile calificări mai serios, să-ți definești prioritățile. Aceasta este cea mai mare dificultate pentru tine. Tu pur și simplu ai dori să mergi cu fluxul și să nu încerci să obții mai mult, dar dacă vei triumfa peste propria ta mândrie și încăpățânare și vei încerca să-ți extinzi orizonturile, un viitor luminos și îmbelșugat te așteaptă. Tu ai nevoie de un șoc pentru a-ți schimba drastic viața. Orice eveniment negativ te determină să-ți regândești viața și să faci o reevaluare completă a valorilor. De obicei vine prea târziu, când jumătate din viața a trecută deja, iar schimbările vor fi extrem de dureroase. Dragoste și compatibilitate. Cu prietenii și familia, ești loială, fiabilă și completă de încredere. În strânsă uniune, ești pasională și plăcută, dar poți fi destul de exigentă și să prezinți trăsăturile proprietarului. Poți da cu ușurință toată puterea celui pe care îl iubești, dar ai nevoie în schimb de o expresie la fel de strălucitoare a dragostei și a devotamentului. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alți reprezentanți ai elementului pământ, respectiv Fecioara și Capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitatea unui astfel de partener. Desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești. Cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului. O alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu Scorpionul. Vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică, și inconstanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Poți fi destul de renumită, și popularitatea ți este dată cu ușurință și în mod natural, motiv pentru care mulți te invidiază. Se pare că ești prea frivolă în viață, fără să te gândești la esența lucrurilor. În plus, ai un impact enorm asupra celorlalți. Aceste lucruri îți impune o responsabilitate specială, trebuie să-ți calculezi acțiunile din punctul de vedere al modului în care vor afecta alte persoane. Privind la tine, deseori fără cuvinte și explicații se înțelege ce vrei să transmiți, atât de expresive sunt aspectul și gesturile tale. Ești însă foarte prost orientată în sfera financiară, poți face datorii și treci dincolo de mijloacele tale. În acest domeniu, tu ai nevoie cu siguranță de un consilier competent sau uneori chiar de o consultare profesională. Aceste lucruri este împiedicate de faptul că te consideri a fi mai presus de problemele gospodăriei, căreia nu îi acorzi nicio atenție. Tu te gândești la tine însăți și la scopul tău de viață. Dacă stai mai mult timp într-un loc, atunci ai putea începe să te deprinzi pe fundalul noțiunilor false că nimeni nu te iubește și că toți te ignoră. Profesionalismul în muncă pentru tine este realizabil numai cu condiția renunțării la frivolitate. Prin perseverență și autoeducare vei reuși să câștigi succesul. Te poți exprima cu succes în muzică pe scenă, sau devenind scriitor, inventator. Sănătate și boli. Ești foarte energică și activă, parcă nu obosești, îți este foarte ușor să te restaurezi odihnindu-te în natură, așa că întotdeauna trebuie să ieși din oraș din când în când. Este mai bine pentru tine să oprești administrarea antidepresivelor și medicamentelor care conțin narcotice sau inhibitori ai serotoninei, deoarece pot afecta percepția și stima de sine, pot duce la contradicții cu propria ta personalitate. Interacțiunea umană poate fi de asemenea un lac pentru tine. În ceea ce privește dieta, este mai bine să preferi alimentele vegetariene, în ciuda faptului că ești foarte îndrăgostită de carne și pâine. Destinul și norocul. Universul te-a înzestrat cu o personalitate extraordinară, cu abilități creative. Ai o intuiție excelentă, care te ajută analizând evenimentele să tragi concluzii precise. Vor exista urcușuri și coborâșuri în materie de bani, dar stabilitatea este în mare parte prezentă. În viața de familie, totul va depinde de soți. Dacă toată lumea se gândește numai la sine, apărând numai propriile sale interese, atunci nimic bun va veni, familia se va despărți. A doua căsătorie va avea mai mult succes. Sfaturi pentru tine. Principalul sfat care îți poate fi dat este acela de a diminua frivolitatea ta excesivă. Amintește-ți că neglijența este bună cu moderație, altfel te va duce la lenă și mângârie progresivă. Riscul cu care te confrunți este oprire de la autopregătire, o oprire a mișcării ascendente, care trebuie să fie continuă. Soarta ta este în mâinile tale, deci nu lua o decizie în căldura momentului. Stabilește-ți sarcinile posibile, altfel eșecul îți poate răzbuna fervoarea. Încearcă să nu fii prea bună cu tine și dacă auzi un feedback negativ despre tine, nu mai fi atât de șocată. Subconștient, trebuie să fii întotdeauna pregătită pentru cel mai rău lucru, astfel încât atunci când se va întâmpla, nu va fi atât de dureros. Soarta are plăcerea să lovească chiar în momentul în care nu te aștepți deloc. Ce cadouri ți se potrivesc, O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei serii de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cutie scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papucii, așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci. Doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, preferi lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu aceștia, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană, pulover de lână, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.